Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu a doua parte pentru Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Ceva din viața voastră, ceva, o parte, voi știți. Ați primit din partea îngerilor, primește cu dragoste și apreciere. Ceva se întâmplă în viața voastră, cineva vine în viața voastră să vă ofere ceva aparent mic, dar care s-ar putea în timp să crească. E ca un fulg de nea care se topește, oh, interesant, se topește în mâna voastră. Se topește în mâna voastră și se transformă, integrați în acel ocean de apă, de emoții care sunteți voi și acea picătură care umple oceanul și care generează eventual o lume de gânduri. Dar în acest context, nu știu, simt gânduri puternice, creative, pentru că la capătul setului de cărți priviți cât de puternici sunteți. Aveți numărul 11, poate sunteți marcați de numărul 11, poate aveți de-a face cu o flacără geamănă, unii dintre voi flacără sau suflet sau ce mai vreți voi. Sunteți mai puternici decât credeți. Și știu că scorpionii, da, sunt puternici, dar uneori mai uită și ei ca toată lumea. Eventual, ați reușit să manifestați jumătatea voastră sau o nouă variantă a voastră. Și dacă lucrurile se dezvoltă în aparență cu pași mici, primiți fiecare pas, cum se cuvine. Dați-vă șansa, o, da, ce frumos, sper să pot să termine talarea, dați-vă șansa la dragoste, pentru că în spate aveți uniunea inimilor, dragii mei. Vă întâlniți cu flacăra geamănă, aceasta care o fi, mai devreme sau mai târziu, că etalarea poate să dureze chiar și câteva luni de zile. Interesant că înainte să încep eu etalarea, în timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate 3 demone. Deci cineva vrea să colaboreze cu voi, vrea să vă ofere ceva, eventual ceva emoțional, după ce nu ați comunicat. Dacă, pentru că pentru mine 2 de spade și nu doar pentru mine, iar aveți 11, de fapt e 2, dar e 11. Da? 2, dar 11, de fapt. O flacără geamănă cu planete în balanță. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Eventual această balanță sau acest personaj cu care nu ați comunicat și-a făcut griji. Și-a făcut griji din cauza acestei separări. Bănuiesc că și întâlnirea și separarea a venit brusc, turnul, pentru că e specific celor cu planete în Scorpion să genereze asemenea șocuri emoționale și mentale în viața oamenilor. Numai întâlnirea cu voi a șocat. Probabil și s-au gândit foarte mult. S-au gândit la 8 de spade, s-au gândit foarte mult la voi, regele de cupe. Eventual au simțit că v-ați mai întâlnit într-o altă viață. Eventual, e o persoană, cum e acum Venus retrograd, care vine din trecutul vostru, vine pentru că vrea să-și facă plan și a făcut planuri, săriște, să se împace cu voi și să vă ofere ceva de durată. Aici sunteți voi, regele de cupe. Regele de cupe. Posibil și voi v-ați gândit la ei, pentru că dacă există telepatie, ca la 6 de cupe, v-ați gândit și voi la ei. Eventual, poate unii dintre voi, chiar dacă v-ați gândit la ei, v-ați gândit atât de intens încât v-a afectat, cum am zis mai devreme, și sănătatea și a zis gata, punct, 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 da, că tot e separare, 2 de spade și turnul și eventual îmi încerc norocul în altă direcție, 2 de bâte. Îmi încerc norocul în altă direcție. Și în momentul în care ați început să manifestați acest lucru, se manifestă și eventual reîntoarcerea cuiva. Eventual. Leitmotivul acestei etalări este regele de aer. Repet, pentru unii nu e obligatoriu să fie semn de aer, dar e posibil să fie semn de aer. Dar regele de aer este o vibrație înaltă, este o vibrație logică, este o vibrație mentală. Poate, în anumite cazuri, să reprezinte și acea sahrasara. Da? Latura superioară a minții noastre prin care ne conectăm la adevăr. Da? Într-un mod echilibrat. Regele de aer nu vorbește mult și să nu uităm, dar putea să vă reprezinte pe voi care vă transformați din acel rege de cupe în rege de aer. Adică vă ridicați deasupra emoțiilor și manifestați vulturul. Știți că vulturul este varianta elaborată superioară a scorpionului. Da, ar putea să vă reprezinte și pe voi acest rege de aer în cazul în care nu este cineva. Dar, repet, ar putea să fie totuși cineva cu marcaj pe balanță, în general, ca să înseamnă balanță, știți că alege aia sau aia, dar până alege, iar, durează. Balanța trebuie să învețe să-și asculte intuiția și de obicei nu o ascultă pentru că este într-o zonă mentală. Aici este problema lor.
Hai să vedem totuși. Să pun cărțile astea deoparte. O să am o persoană, persoana 1, persoana 2, încercați să vă alegeți. Leitmotivul ar mai fi afară de regele de aer. Cineva se gândește, iar apare gândul, cineva se gândește după o perioadă de mari așteptări. Probabil 7 săptămâni, 7 luni, poate chiar și 7 ani, 7, știți că e numărul lui Saturn, da? O perioadă de așteptări în care personajul bănesc sau poate amândoi a trebuit să vă echilibrați emoțional și intelectual. Am vorbit, da? Lăsați în urmă emoțiile și vă ridicați deasupra lor, că tot e regele de aer, ar putea să fie și varianta voastră mentală. Da? Cineva a trebuit să se echilibreze emoțional și mental într-un conflict interior. Într-un conflict interior. Pe care l-a avut în relație cu voi. Sau voi l-ați avut în relație cu cineva. Semn de pământ, semn de aer, aveți toate semnele. Mai contează, vă alegeți voi. Deci persoana 1 la ce se gândește? Persoana 1. Sunt multe. Persoana 1. Astul de cupe, da, este... Unii dintre voi simțiți că nu ați putut manifesta această dragoste, de fapt nu la ce se gândește, ce simte. Simțiți că nu ați putut manifesta, e totuși aici, dar nu s-a manifestat această nouă dragoste din cauza că a fost un trio. A fost un trio pentru unii, posibil la locul de muncă, ora lor, ori al vostru. Ori în viața voastră profesională a apărut o altă persoană, ori în viața lor profesională, poate nici nu știți, a apărut o altă persoană. Dar voi ați simțit, ați intuit că sunteți scorpion, da? Da, în suflet. Eventual, da, nu s-a manifestat colaborarea, construcția, neapărat colaborarea, construcția acestei dragoste, că trei de monede înseamnă și construcție. Două persoane pun cărămidă peste cărămidă, eventual se duc la un consilier și învață cum să construiască această dragoste sau vindecare. Nu s-a putut manifesta. Vom vedea, sper să pot să fiu lăsată în pace, da? A fost o chestie dezechilibrată, eventual, din cauza unei pasiuni. Cineva a căutat pasiunea cu orice chip. Posibil balanță, posibil taur. Cineva a căutat pasiune, 6, succes și chimie și obsesie, cu orice chip. Și trebuie să învețe să se vindece. Pentru că toate aceste lucruri i-a adus trădări, răni, dureri. Și a stagnat situația. Spre seducătoare. O persoană seducătoare. La ce se gândește persoana numărul 1? Nu, sunt prea multe. La ce se gândește? Aha. Se gândește că totul a fost o fantezie. Eventual că ați avut opțiuni, că aveți opțiuni emoționale. Vă puteți umple cupele, nu musai cu această cupă. Vă puteți umple cupele și cu altceva. Însă, 7 de cupe înseamnă și confuzii, da? Sunteți un pic în confuzie. Dacă vă minte sau dacă într-adevăr e o pasiune care vă umple sufletul, care vă satisface. Pentru că avem și un strateg și semnele de aer sau pot să fie foarte bune, foarte bun tactician, da? Dar, după cum vedeți, posibil cineva vrea și a încercat să vă manipuleze un pic, să vă țină în întuneric. Eventual să țină în întuneric această lumină. Cum acționați? Oho, cavalerul de cupe. Vă vindecați, am zis mai devreme și la carieră. Vă vindecați, încercați să... eventual. Căutați această cupă ca să vă ajute, că 7 și cu încă 1, da? Duce către 8. Să vă detașați emoțional, eventual, de acele fantezii și aveți totuși o cupă. Și în momentul în care vă detașați, reușiți să vă atrageți a noua cupă, care deocamdată e răsturnată. Vedeți? Care deocamdată e răsturnată. Vă doriți această satisfacție după ce, această bucurie, această satisfacție în primul rând cu voi și cu tot ce faceți în viață, pentru că ați plâns. Ați plâns, v-ați consumat 10 de băte, 9 de spade, 4 de spade, oho, într-o relație, posibil cu un suflet geamăn pentru unii dintre voi, pentru alții poate acasă, da? Au fost și certuri, argumente, ambiții, jocuri mentale, chiar dacă n-a fost acasă, au fost și jocuri mentale, că tot apare regele de aer. Acum, să vedem de ce vă este teamă. Pentru unii dintre voi vă este teamă, oho, că aveți un suflet pereche, vă este teamă, eventual, că acest suflet pereche este prea rece,
Împăratul vrea să pune capăt acestei legături foarte profunde, pentru că ei, împăratul, care o fi el, nu își arată emoțiile. Și vrea să pune capăt. O las aici? Sunt cam multe, sunt trei totuși. O las. Este o persoană dominatoare care încearcă să vă controleze și cu scorpionii nu merge. Nu contează ce aveți voi acolo, da? Că sunteți lună, ascendent, Venus sau soare sau nodul nord, cu scorpionii nu merge. Dacă cineva încearcă să controleze această uniune, aceste suflete perechi, aceste flăcări gemene, nu merge. Voi vă ocupați de vindecarea voastră și eventual de renașterea voastră. Dar totuși, vă este teamă să încheiați acest capitol, iar semn de aer, unii dintre voi. Într-un fel sau altul ați simțit, ați intuit că puteți să fiți fericiți, dar până una alta nu v-a adus decât spade gânduri. Posibil în momentul în care reușiți într-adevăr să ieșiți din frică și să manifestați acest final, să încerce ei să vină să vă ofere tot ce v-ați dorit. Da, să vă ofere, să iasă și ei din blocajele mentale și să vă ofere împăcare și tot ce v-ați dorit, să se trezească, dar în momentul în care voi puneți capăt, așa se întâmplă, își dau seama de ce au pierdut. Dar deocamdată în poziția fricilor. Ho-ho. Ce vă doriți? 10 de cupe. Vă doriți în primul rând să vă transformați mental, să ieșiți din griji, din obsesii și vreți 10 de cupe, vreți fericire, da? Nu cupă întoarsă, da? Nu cupă întoarsă. Nu pe cineva care nu-și arată sensibilitatea în relație cu voi, da? Vezi pe cineva care își arată sensibilitatea, da? Nu cineva care și-o ascunde. Care controlează cât vă oferă sau care nu vă oferă nimic. Nu. Cu scorpionul, ori totul, ori nimic. Asta e scorpionul. Și spuneți voi că nu e adevărat, că nu vă cred. Că sunt și eu un scorpion într-un fel sau altul. Da? Ce vă doriți? 10 de cupe. Da? După această transformare mentală. Transformare mentală, eventual, în relație cu un semn de aer, că tot apare regele de aer, da? Vreți să găsiți soluții, cum să manifestați, aveți în acțiuni cavalerul de cupe, da? Vreți să vă vindecați și să manifestați, am zis mai devreme, chiar dați în urmă, da? Să luați această cupă ca să puneți de la 7 la 8 să vă eliberați mental de ce nu vă face bine și să întoarceți acest as de cupe, nu neapărat de la aceeași persoană, de la altcineva, nu contează. Vreți 10 de cupe. Pe de-o parte, am zis, simțiți că aveți o legătură profundă cu cineva, o persoană foarte autoritară, foarte intensă, foarte puternică, dar nici voi nu sunteți slabi. Și simțiți că trebuie să renască. Dacă nu neapărat să puneți capăt, să transformați această... Vă este teamă că n-or să poată ei să se transforme. Am înțeles, nu voi, nu era vorba de voi, că ce cu planete în scorpion și cu ce mai aveți, tot timpul se transformă. Eu știu, tot timpul mă transform. Deci nu se poate. E ceva unor absolut obositor, dar e spre binele nostru, spre vindecare, da? Spre creșterea noastră spirituală. Interesant că s-a oprit, da? La vindecare, la echilibru după ce au fost ce? Oh, jocuri, concurență, conflicte mentale. Și iar apare judecata. Vreți să renașteți la o nouă vitalitate, la... Iar apare, ia, uite... Hai să vedem și altă variantă de interpretare. Deci vreți să renașteți la un nou sens al vieții voastre, în care să lucrați cu pasiune, să vă faceți o strategie cum să manifestați lumina pe care ați găsit-o în întuneric. Lumina pe care ați găsit-o în întuneric. Vreți să vă echilibrați viața, să comunicați despre suferințele prin care ați trecut, despre vindecare, despre decepții.
și să vă manifestați această flacără flacără geamănă. Posibil cu unii la drum, la distanță, să fi fost. În fine, dar vreți în primul și în primul rând să nu vă mai complic interpretările. Echilibru, da? Echilibru, temperanță. Vă dați timp ca să vă manifestați fericirea. Ce reușiți să faceți, dragii mei? Care sunteți? Dacă sunteți scorpion la numărul 1, da? Vedem. Ce reușiți să faceți? Dacă sunt ei în poziția fricilor, le este teamă de voi că s-ar putea să puneți capăt acestei relații. Da? Dacă sunt ei și ei sunteți voi în poziția fricilor, le este teamă de voi că s-ar putea să puneți capăt acestei relații tocmai din cauza că ei nu au arătat emoții. Tocmai din cauza că sunt conștienți, că nu sunt proști. Da? Tocmai din cauza că au încercat să pună control. Și uite, așa puneți voi control. Vă controlați voi viața. Dacă sunt ei, se gândesc obsedant la această fericire cu voi, semn de apă. Da? Dacă sunt ei, vor să vină cu o ofertă emoțională, pentru că sunt și ei confuzi, au opțiuni într-adevăr, dar v-au ales în aceste opțiuni, să zicem. O, minciunele, strategii, iar apar. Ia, ce reușiți? Numărul 1. Ce-i poziția numărul 1? Că nu mai zic care, ce sunteți, da? Ce frumos în fața voastră, dragii mei. În primul rând, vă concentrați pe bănuți, dragii mei. Pe bănuți, pe echilibrul vostru financiar. Dar, vine o ofertă. Vine o ofertă trăznet sau într-un mod neașteptat. Da, într-un mod neașteptat, cineva vine, comunică despre suferințe, despre toate secretele astea și vine cu această ofertă. Iar comunicare practică, pasională, comunică despre această relație pe care și-o doresc cu voi, pe care și-o doresc cu orice chip și știu ce au făcut, știu că v-au consumat. Știu că dacă sunteți suflete perechi, suflete gemene, simt și ei aproximativ cam ce simți și voi. Numărul 2. Ce simte numărul 2? Am zis că apare... Oho, am mai părut la ce... Am mai fost la o zodie. Tot la numărul 2, puterea. Asta am zis pentru că la light. Așa apare și gândul. Am zis că sunteți amândoi gândiți. Regele de aer gândește. Amândoi gândiți. Posibil. Da? Dacă e un bărbat și o femeie, amândoi gândiți la transformare. Eventual, amândoi vreți să manifestați adevărul, lumina, că tot a apărut lumina la sănătate, la chakre, după această perioadă de așteptări în care, repet, așteptarea n-a fost degeaba. Cineva a ieșit, a învățat să iasă din conflicte, a învățat să iasă dintr-un stil extrem de pământean, da? A încercat să-și lucreze emoțiile și intelectul, chakrele, să înflorească și acum așteaptă să culeagă roadele acestei transformări. Deci, ce frumos! În suflet, posibil aveți pe cineva cu planete în semnul leului, în suflet, numărul 2. În suflet sunteți foarte fericiți. Însă, puterea are și un numărul 8. De fapt, nu e 8, e semnul infinitului, dar este numărul 8, casa 8 a scorpionului. Și știm că scorpionii în public se manifestă ca și lei, da? E casa leului. În fine, deci în suflet? În suflet sunt foarte fericiți dacă e în relație cu voi. Dar nu arată, se temperează. Vedem și la clarificări. Repet, pentru alții poate să fie cineva cu planete în semnul leului, dacă vreți voi zodii. În suflet își doresc să crească spiritual, să se vindece, că e în alb, interesant, da? Să comunice cu vindecători care să le vindece eventual sufletul, eventual impulsurile, poate cineva foarte orgolios le-a rănit sufletul și vor să se vindece. Cineva i-a oprimat un pic. Și vreți pe altcineva care vă vindecă, nu vă blochează comunicarea. Sufletească. Aha, da, se leagă de chestia asta. Dar cineva nu a comunicat, drăguț. Cineva nu a comunicat, parcă v-a închis și a închis... Uite, și-a pus mască, cum a zis mai devreme, în comunicare, nu a arătat cât simte și ce simte. Eventual ar fi vrut să arate doar zona asta terestră, pământeană,
sexuală. Ei, și conștientizează că totul vorbim de transformare, că a trebuit să se vindece. Poate chiar această lipsă de a comunicării i-a vindecat și i-a ajutat să înțelegeți, da? Că asta e Scorpion, nu aduce transformare. Cine are de-a face cu un Scorpion se transformă mai devreme sau mai târziu. Nu se poate. A, v-am zis că împăratul uneori poate să fie și balanță, pentru că opoziția balanță berbec. Da? Nu musai berbec în relații cu alții. Poate să fie chiar o balanță. Și atunci poate aveți, dragii mei, pentru unii, o conjuncție lună. Dacă aveți sfârșit de balanță, început de Scorpion, niște planete acolo, conjuncție. Conjuncție cu unele planete. Pentru că sunt două cupe. Și uite așa, cine mă mai ascultă, mai și învață. La ce se gândește numărul 2? La ce se gândește? Asta? Oho! La ce se gândește? La blocaje. O să-l și clarificăm. Ia uite, semn de foc. Se gândește că a blocat această pasiune și unii dintre voi, pentru mine e lună în Scorpion toată ziua, lună plină în Scorpion, unii dintre voi v-ați detașat emoțional de persoana care a simțit multă pasiune pentru voi, dar nu a arătat-o din ambiție, că e în poziția gândurilor, da? Și am văzut cinci de spade de mai multe ori, din ambiție n-a arătat-o, da? Posibil, semn de aer. Sau foc, sau ce vreți voi, sau de pământ, sau nu contează, da? Și voi v-ați îndepărtat de acest rege, da? V-ați așezat amândoi spate în spate și v-ați dus către regina de monede. Pentru unii poate să fie un semn de pământ, dar eu zic că v-ați dus către acest as de monede, către stabilizarea voastră, care a apărut și în carieră, da? Vreți să vă transformați viața în secret, să aveți succes. Ia uite, asul de spade, regina de bâte. Posibil, repet, cineva în semn de foc sau de pământ să vă facă o ofertă, să comunice. Dar în gând. În gând, deocamdată, cineva blochează. Vedem și la clarificări. Cum acționează? Oho, am zis că e rece. Regele și regina. Oh, da. Și a mai apărut și la... La ce m-a apărut? Nu mai zic la ce a apărut la altă zodie, regele și regina. Leitmotivul este domnul. Domnul de aer. Și aici apare doamna de aer. Persoana asta chiar nu arată. Cum se manifestă? Distantă, rece. De-aia și apare blocaj, de-aia apar blocajele, da? În public este rece, cu voi cel puțin. În gânduri încearcă să vă blocheze, să nu vă... Și în suflet încearcă să se tempereze. Se luptă cu ei. Se luptă cu ei în continuare. Vedem cum apare. Ia uite, să se vindece. Dacă sunteți voi, că a apărut vindecarea la voi, dacă sunteți voi, voi îi tratați, dacă ei vor să vină cu o ofertă, voi s-ar putea să îi ascultați, că așa e politicos. Da? Dar mai reci. Se blocați un pic. În gânduri. Da, a fost o discuție. Ok. Pentru că sufletul meu are nevoie de transformare, de vindecare. Dacă până acum nu mi-a oferit pasiunea pe care Scorpionii au nevoie de pasiune, dacă nu mi-a oferit pasiune, mi-ai oferit da? Asul de cupe invers, trei de monede invers, te ascult, ok. Da. Hai, ne luăm timp. Da? Dacă sunteți voi, dacă sunt ei, posibil, dacă sunt ei, posibil, sunt persoane publice și din acest motiv să nu arate câtă pasiune au pentru voi sau cât interes sau câtă comunicare telepatică sau tot ce este, da, între voi, să nu arate, pentru că cumva, ei fiind în postura asta publică, da, steaua, să nu le afecteze cariera, că vorbim de carieră, vorbim de acțiuni publice, de casa 10-a, da?
Interesant mesajul pentru unii. Așa simt. Și totuși își doresc să vină spre voi, să se vindece eventual de acest stil mental, da? Să se vindece de această răceală și să vină spre voi, Regina de Cupe, să vă fac o ofertă, da? Ia uite, Regele de Spade, cum e aici? Că și el a simțit și ea, el a simțit această răceală. O simte că, da, n-au cum să nu o simtă, da? Încearcă să vă facă o ofertă. Rămâne de văzut când o să o primiți, dacă o să o primiți. De ce? Ia uite, teamă. Teamă de vindecare. De ce le este teamă? Că nu se pot vindeca? Că nu vor găsi soluții? Că nu vor... Încă stau probabil că și au fost decepționați sau poate au decepționat pe alții. Aha, patru. De... Aha, că nu-și pot vindeca mentalul. Nu-și găsesc echilibru mental. Patru de spade. Dar și îl vor găsi doar prin spiritualitate. Spiritualite. Regele de, ia uite, pasiune și toate. Au reapărut, da? Au reapărut. De ce le este teamă? De această vindecare. Le este teamă că dacă voi puneți capăt, vedeți? Că de cât nu fac. Dacă voi puneți capăt, le este teamă că vor fi foarte răniți. Da? Și va trebui să lucreze foarte mult la această vindecare. Dacă nu chiar, s-a și întâmplat. Ce își doresc? Numărul 2. Numărul 2. Posibil unii să aibă în viața personală un semn de aer. Posibil. Din acest motiv să fie mai reci, mai distanță, până nu se vindecă de ei. 4. Să fie și acasă. Și își dorește persoana a doua să muncească, să muncească ori în relație cu voi, ori la ei căsică, ori în transformare, ori în suflet, da, să muncească 8-8, să-și transforme sufletul, să-și transforme finanțele. Oh. Dar eu zic că în relație cu voi, că Regele de Cupe își doresc, a apărut la capătul setului de cărți, Regele de Cupe care într-un fel sau altul i-a părăsit la un moment dat. Eventual vor să se întoarcă. Vor să se întoarcă pentru că au multe emoții, multe emoții pe care le simt doar în preajma voastră. Ce își doresc? Vor să-și doresc, își doresc, adică, își doresc să lase în urmă nu cupele goale, niște emoții pe care nu le-am mai simțit niciodată, care i-au dezechilibrat eventual, își doresc echilibru, că tot apare 8 de monede, echilibru financiar, își doresc să schimbe situația și să arate pasiune. Să arate pasiune. Posibil să manifeste în secret această abundență care am văzut-o, da. Temperanță, îndrăgostiții, marea preoteasă, adevărul. Da, să o fac în secret. Ce reușesc să facă? Ce reușesc să facă să realizeze numărul 2? Pasiune, vin cu pasiune. Dragii mei, dar doar cu ofertă de bute nu merge cu scorpionul. Chiar dacă o fi scorpionul sexy... Da, chiar dacă scorpionul are energie sexuală, dacă vor să vă ofere doar atât, rămâne de văzut. Pentru că voi nu vreți, dragii mei, dacă voi sunteți la prima poziție, voi nu vreți un cavaler. Voi vreți 10 de cupe, da? Voi vreți 10 de cupe. Dacă e o altă persoană, că a apărut și regele de monede și împăratul și regele de aer... Dacă e o altă persoană, posibil să vină cu... să comunice, să vină de la drum. Aha, să vină de la drum. Dragii mei! Ha. Să vedem. Cineva totuși vrea să vă ofere stabilitate. Cineva vrea să vă ofere stabilitate, că apare Marele Preot. Și Regina de Cupe. Wow, să zicem semn de apă. Și s-ar putea să...
Eu zic că dacă vin cu această ofertă, asul de bâte, da, falică și cavalerul de bâte, nu o primiți din prima, pentru că va aduce dezamăgiri, vă va aduce dezamăgiri și va trebui să vă vindecați mult timp după așa ceva. Fiți mai precauți, eventual, spuneți-le că voi vreți totul, voi vreți totul. Regele de... Nu, marele preot. Hai să vedem, să clarificăm. Niște clarificatori? Dacă voi sunteți la numărul 2, reușiți, am zis, să vă căpătați încrederea și să manifestați un chef de viață pe care probabil merita să-l manifestați după ce ați trecut prin toate transformările astea, 8 de monede, puterea. Dacă sunteți voi. Ce a apărut? Ia uite. 5 de pietre. 5 de pietre e singurătate. Vreți să ieșiți din singurătate. Dacă cineva v-a ținut la distanță, dați-i mama lor și ocupați-vă de voi. Ia. Dacă sunteți voi la numărul 2. Ia, numărul 1, clarificăm. Ce simt? Numărul 1, ce simte? Numărul 1, ce simte? Ok. O, 8 de. Da, vedeți? Și a apărut și la dorință. Drăguț. 8 de monede. V-au dat dureri de cap din cauza că n-au manifestat această dragoste, da? Au preferat eventual să se ducă în altă parte cu altcineva. Ar fi vrut și cu voi, dar din niște motive nu s-a manifestat. Această construcție, da? Am zis, poate să fie construcția unei iubiri speciale, unei iubiri unice și totuși nu s-a manifestat. În suflet au această, eventual, persoana numărul 1 nu mai vrea triouri, mai ales la locul de muncă. Dacă sunt colegi, mai rămâneți colegi și gata, fără chestii, da? Pentru că îmi dați durere de cap. Mă blocați mental. Nu? Și așa e și bine. La locul de muncă, nimic. Vreți, da? Se gândește sau simt că au nevoie de temperanță, au nevoie de vindecare. Temperanța a tot apărut la voi, da? Și la sănătate. Dacă sunteți voi în suflet. Aveți nevoie să vă vindecați sufletul. Aveți nevoie de persoane care știu să se poarte frumos cu sufletul vostru. Pentru că scorpionii, orice planetă aveți în scorpion, scorpionii sunt ființe foarte rănite. Care au experimentat răni de-a lungul multor vieți. Oh, și-a învățat să se transforme. Clarificăm 7 de cupe. 7 de cupe. Astea vreți? Ah. Da, să blocați pe cine v-a creat confuzii și să vă vindecați. Interesant. La capătul setului. Ia uite, interesant să vă vindecați. Am vorbit eu de healer, da? Valetul de oglinzi. Aici sunteți voi, teoretic. Și am zis că lucrați cu natura, eventual poate miere, polen, vă revitalizați mental, nu știu, echilibrați mental, lucrând în natură cu florile, că tot au apărut și florile, da? Transformați o alchimie, drăguț. Aha, 4 de... E, ce drăguț. Persoana numărul 1. Cum se comportă cavalerul de cupe? Ca un vindecător. Oferiți într-un fel sau altul cupe de vindecare. Vreți și voi să vă vindecați? Vă gândiți să vă duceți la cineva care vă vindecă după aceste decepții? 4 de cupe, după lacrimi, da? După proiecții. Vreți să vedeți o oglindă care vă reprezintă? Aveți nevoie de oameni care împărtășesc emoții, care oferă vindecare ca și voi, da? Healer, da? Aveți nevoie, da? De oameni care oferă emoții. Nu de cei care își ascund emoțiile. Hai să clarificăm aici. Ia să vedem. Trebuie să clarific. Ia uite, da? Aveți ce?
Într-un fel sau altul, manifestați, dragii mei, sufletul vostru pereche. Posibil pentru unii. Apare iar regele de spade. Vreți să vă vindecați în această poveste în care voi doi, da, sunteți suflete pereche cu acest semn de aer, dar lucrurile au stagnat. Vreți să vă detașați mental, să manifestați ceva de la zero. Vedem. Cine e acest împărat în poziție? Valeta. Pe de-o parte, împăratul își dorește să vă facă o ofertă emoțională, da? Cam mică pentru câte poate el să ofere. Cine acest împărat în poziția fricilor? Zice, s-ar putea să fie căsătorit. Dacă e căsătorit, e normal să vă fie teamă de această relație și să doriți să puneți zero, capăt, transformare. Pe de-o parte își dorește și el, e posibil, să mai vedem, da, lume. Puneți capăt, încheiere de capitol. Pentru că i-au închis sufletul lor ca să se gândească doar la victorie. Interesant. Doi de cupe, clarificăm doi de cupe. Poziția fricilor. Vedeți cărțile? Le auziți dacă nu le vedeți, da? Auziți povestea. Și nu trebuie să le vedeți prea mult pe toate. Nu trebuie să le vedeți pe toate. Aha. Valetul de monede sau acrobatul în aceste de cărți. Doi de cupe. Aceste suflete perechi au tot făcut acrobații ca să manifeste ceva. Au fost niște acrobații, dar au rămas la nivelul ăsta. Nu s-a manifestat zecele de monede, s-a manifestat doar ceva insignifiant pe lângă ce ați fi putut să manifestați. Și asta v-a dat dureri de cap, regina de cupe și noua de spade. Adică foarte puțin din cât ce potențial ați fi avut. Ce a apărut aici? Ia uite voi, da? Ce e frumos. Bănesc că sunteți voi. Dacă sunt ei, rămâne de văzut în povestiți. Moartea și zero, Merlin. Da? Să vă transformați viața, să o luați de la zero, să renașteți. Și a trebuit să se confirmă. Și renașteți în niște manifestori care ce vor? Vor să manifeste vindecare. Da? Învățați din rănile voastre și încep. Ia uite, într-un mod de turnul. Da? Turnul. Lăsați în urmă această relație în care dacă de-abia ați reușit să puneți bazele, n-ați apucat să construiți ceva nou, da? După cum se vede, lăsați fundația în spate. Vreți adevărul. Vreți eventual să vă apărați. Să vă apărați în 7 de spirale, 9 de spirale, să vă eliberați. Să vă apărați lumina și să vă eliberați de proiecții. Să vă face justiție în viață, într-un fel sau altul. Posibil, justiția sau o balanță să viseze, da? Să viseze, dreamer, apare cavalerul de cupe, apare și aici. Dacă e o balanță, posibil să viseze la acest nou început, la o schimbare de situație. Ia uite, își dorește, chiar își dorește un început, e îndrăgostită, posibil. Și este teamă, este teamă că voi, în această perioadă în care n-ați comunicat, scorpionul a luat-o de la zero. Pentru că știe că aceste două cupe au manifestat până acum prea puțin. Posibil să le fie teamă, pe de-o parte, ca voi să aveți un suflet pereche foarte puternic, cu care să fi început ceva, zero și valetul de monede, este poziția fricilor, dacă sunt ei. Așa. Clarificăm 10 de cupe. Ce frumos! Wow! Ce vă doriți, numărul 1? Care o să fi voi? Ei sau voi? Dragii mei, ia uite ce frumos! Ei sunt obsedant de îndrăgostiți. Își doresc această dragoste obsedant, da? Vor să iasă din cușca asta mentală și să manifeste această dragoste super frumoasă, să renască, da? Phoenix, judecată, să renască la fericire. Asta își doresc ei. Sau voi. De câte ori pot, repet. Eu, ei sau voi. La capătul setului, da. Au multă pasiune.
Și vor să o manifeste cu orice chip. Poate o multă pasiune pentru cineva care are calități artistice, că tot a apărut, da? Și e conectat la copilul divin din voi. Aha. 10 de cupe. Asul de monede. Asul de monede. Sper să mă lase ploaia să termine talarea. Că, în general, dacă sunt unete și fulgere, nu-mi face plăcere. Oh! Oh, persoana de la numărul 1 vrea să manifeste, să zicem, manifeste, că e semn de pământ, un nou început, ceva stabil, după o perioadă de stagnare, da, spânzuratul. Eventual se conectează la o intuiție, că toate regele de aer, regele de aer poate fi foarte, adică nu că poate, este foarte inteligent, înțelept, când manifestă varianta sa superioară. A trebuit să aleagă eventual între două cuibușoare, care oferă mai multă căldură. Da? Eventual a încercat să aibă o aventură astfel de spirale și aventura l-a încarcerat în griji, în blocaje. Posibil la distanță. Da. Deci, după o perioadă de stagnări, încearcă, vedem și ce reușește, că își dorește să capete acea intuiție, acea înțelepciune și să vină această ofertă. Numărul 2. Clarificăm puterea în sufletul, în sufletul lor. Aha. Puterea. Probabil că relația asta a fost o perioadă la distanță, da? 3 de spirale. Pe de altă parte, în suflet, încearcă să vadă oportunitățile în acest context în care sufletul lor a trebuit să se transforme, să se abțină. 3 de spirale înseamnă oportunități. Să materializeze ceva spiritual. E un budiț aici, e un Buddha, da? Printre toate rădăcinile astea și încâlcerile astea sufletești, emoționale și situații, poate și cu alte persoane, da? Să se produce o transformare spirituală, zic eu. Ia uite și frumos, eremitul. Să găsească lumina, da? Oho, justiția, posibil balanță, iar pentru unii sau fecioară, pentru alții, dar simte că toate aceste transformări sunt pentru echilibrul lor și regăsirea luminii interioare. 9 de bute, la ce se gândește? Clarificăm 9 de bute. Uf! Copilul divin. Drăguț? La copilul divin. Se gândește că până acum a mimat pasiunea. A mimat. Valetul de spirale e cel care oferă chimie, pasiuni de pasiuni trecătoare. A mimat pasiunea, da, și lucrurile astea i-au transformat și relația cu voi, v-au dus către separare și relații și viața în general, i-a dus către turn, au mimat. Acum blochează anumite lucruri ca să se conecteze la o latură spirituală, la marele preot, la copilul divin, unii dintre ei, dintre voi. Ce mai este? Oho! 4 de patru de spirale în suflet. Da. Patru de spirale a apărut și în poziția fricilor, exact la același număr. Posibil o chestiune de vindecare mentală. Da. După o serie de comunicări, avem manuscris, avem texte, da, mesaje, comunicare. Se gândesc că trebuie să comunice, am înțeles. Că apare și regina de spade în poziția acțiunilor. Să comunice, eventual, despre aceste blocaje pe care și le-a creat singură, tocmai pentru că avea nevoie să se conecteze la copilul divin, la spiritualitate, la o lumină interioară. Avea nevoie să se vindece mental. Iar ce e cu regina de spade? Regina de spade. Clarifică regina de spade. Îmi plac etalările, mi se par, chiar dacă durează mult. Iar apar două. Oh, regina de spade e artistă. Oh, ce frumos! Mai, puterea. Deci în suflet, persoana asta are multă putere. Un suflet puternic. Poate aveți
Ca și mine, luna în scorpion, că e în suflet. Sau poate aveți luna în leu. Aha, a, da, luna în leu sau un semn de foc. În berbec, în săgetător și atunci sunteți foarte puternici în suflet și aveți nevoie de emoții intense și tot așa. Deci, cum se poartă? Se poartă rece în public. Însă, mai e o altă latură a lor, artistică, prin care ei reușesc să manifeste. Avem semn de pământ, să manifeste, să pună în practică visurile lor. Au această putere, iar puterea. Wow, spirituală. Citiți și la sănătate. Am vorbit de artă care vindecă. Persoana aceasta poate să facă așa ceva. Că sunteți voi, că sunt ei. Sau dacă nu e vorba de artă care vindecă, artă spiritualizantă sau spirituală, au puterea de a-și echilibra viața, de a se transforma, că văd un fluture. Și în acest motiv am zis că și-au blocat sufletul în fața unor pasiuni trecătoare pentru că aveau nevoie să se conecteze sufletul și mintea, să se conecteze la copilul divin, la spiritualitate, marele preot și s-au oprit cărțile, da? La marele preot și regina de cupe, ați putea să fiți voi, să vă vindecați spiritual. Dar cum se manifestă, cum acționează? Da? Chiar dacă au aceste calități, în relație cu numărul 1, persoana eventual vrea să comunice clar adevărul, da? Poate că or să fie mai reci, mai puțin emoțional, că na, e cazul. De ce le este frică? De 4 de spade. Ia să vedem ce înseamnă 4 de spade. Da? Asta pentru... Și de ce se poartă reci? Pentru că au fost lăsați. Ia uite, au fost dezamăgiți. Da. Au fost dezamăgiți. 3 de spade și au fost lăsați singuri. De cine? Variază. De ce 4 de spade? Scorpii. Încă o dată. 4 de spade. Lumea, da? Și psihicul. Avem psihic, avem și spade. Persoana aceasta. A fost foarte afectată psihic de situația în sine, de trădări. De trădări de-a lungul vieții. Și dacă a mai fost, s-a simțit oarecum trădată și de persoana de la numărul 1, probabil că i-a fost foarte greu sau în continuare este foarte greu să-și transforme acest mental. Nu prea are încredere în poziția fricilor. Da? Eventual nu are încredere să înceapă un nou capitol în viața sa pentru că e teamă că o să aibă, iau-te, cu voi, regele de cupe. Sau voi sunteți aici. Ia uite, care încerca să vă vindecați. Da? Vedeți care în ce poziții sunteți. Dacă sunteți voi, vă este teamă că nu vă veți transforma, dar vă veți transforma. Este clar că vă veți transforma, că aveți putere. De două ori aveți puterea asta. Și aveți și vindecare, aveți și marele preot, aveți și artă, și manifestare, și pus în practică, da? Regele de cupe, valetul de cupe, 5 de cupe, lacrimi, 4, iar... restricții, singurătate, dezamăgiri, da? Dacă sunteți voi aici, vă veți transforma viața și sufletul și viața, că e lumea, vă veți transforma lumea și în momentul în care vă veți transforma mentalul. Dacă sunt ei, posibil că le este teamă că voi vindecându-vă, cum am zis, o să manifestați răceală. Dacă sunt ei, încă n-au încredere în aceste iubiri adevărate. Încă n-au încredere că există iubire adevărată. Da. Interesant. Încă n-au încredere unii dintre ei. Ce înseamnă 8 de monede în poziția dorințelor? 8 de monede. Ce înseamnă? Clarificăm 8 de monede în poziția dorințelor. Numărul 2. Ia uite, 4 de monede. Da, persoana asta chiar blochează intrarea către, nu știu, lumea lor. Eventual noua lume sau vechea lume, da, e o cărare, sunt niște scări, blochează eventual ca să muncească. Posibil încearcă să muncească, să-și echilibreze finanțele, să pună bani deoparte, am înțeles.
Posibil. Posibil, posibil. Că se vede și în acțiuni că muncesc, regina de monede, da? Au puterea să pună în practică visurile. Din acest motiv sunt mai reci, să zicem, da? Să zicem. Ia uite, Marea Preoteasă, posibil semnul peștilor sau alt semn, sau scorpion, că sunteți voi scorpion. Regele de spirale, 8 de, 8 de, oglin, standard, aha. Au fost două căsuțe la un moment dat. Cineva trebuie să aleagă între două personaje, între o pasiune și cineva care le dădea stabilitate și cu care comunicau telepatic. Dar posibil că au ales pasiunea și s-au consumat energetic și trebuie să lase în urmă pasiunea. Și pentru că lasă în urmă pasiunea, se ocupă de bani, de stabilizarea vieții lor. Da? 4 de monede și 8 de monede. 4 și 8. Pun mult efort pentru această transformare, că e 8. Și apare a treia oară 8 în cărțile lor. Vor să facă o magie în viața lor, Marea Preoteasă. Să-și recapete încrederea, Regele de Spirale. Eventual să-și facă o afacere a lor. Regele de Spirale este întreprinzător. Poate unii vor colabora cu un Rege de Spirale de foc. Mai bine zis. Asta își doresc. Își doresc să aibă comoara lor, căsuța lor, că e 4, e casă. Și să muncească pentru așa ceva deocamdată. Dacă această poartă reprezintă poarta către sufletul lor, vor să-și protejeze și sufletul, eventual să lucreze la acest suflet, să-l transforme într-o comoară și pentru asta e nevoie de multă muncă și fizică și spirituală. Și spirituală. Valetul de spade. Ce reușesc să facă numărul 2? Valetul de spade. Scorpiuțe și scorpiuții, dragii mei. Știți că vă iubesc. Ha? Știți? Ei, vă zic eu acum. Cineva trebuie să vă zică și chestia asta. I-ați așteptat, apare așteptarea, ce drăguț. Apare așteptarea și la light mode. La. Iar fac o lălăitură, dar nu contează. Vă luați mesajele, da? Lălăiturile astea, da? Se întâmplă când vorbim spontan, da? 7 de monede, 7 de aer. Am zis că cineva încearcă să se transforme și s-ar putea să vină cu ceva pasiune în viața voastră. Însă, dacă voi a trebuit să așteptați în timpul ăsta, că asta înseamnă 7 de monede, înseamnă așteptare, s-ar putea să vă doriți o călătorie. Ia să, totuși vreau să mai clarific. Ia uite, aha. E un timp de decizii. Regina de cupe. Iar 8 de monede apare. E un moment special. Trebuie să luați o decizie. Hai să mai clarific. Soarele! Soarele! Dacă ați aștepta să acționați... Cavalerul de bâte e o persoană de acțiune. Hai să vorbim de varianta pozitivă a cavalerului de bâte. Oh, da! Și sunteți dispuși să luptați. Și când scorpionii se luptă, se luptă pe bune. Da? Posibil un semn de foc să se lupte pentru voi. Posibil și așa ceva. Așa. Oh, și ce tună, și ce nu-mi place când tună. Da, uite, interesant, face și gălăgie. Tună și trăsnește ca să... ca să manifeste soarele, eventual, bucurie maximă. Dacă e altă persoană, eventual, poate voi ați așteptat pe cineva pasional care se luptă pentru voi și o veți întâlni, da? Va veni persoana într-un fel sau altul. Dar dacă e vorba doar de voi, persoana numărul 2, nu contează cine sunt, de scorpion sau nescorpioni, după așteptare, la răscruce de drumuri, la răscruce de vânturi, la izvoare. Aha. Ați ajuns la izvorul sufletului vostru ca să vă transformați în această perioadă de așteptare, să deveniți puternici. Începe să manifestați, că se vede și în public, da? Și în acțiuni.
pasiune pentru tot ce vă aduce vouă bucurie, pentru hobby-uri, da? Chiar dacă e artă, că am văzut Copilul Divin, am văzut artista, da? Pentru tot, soarele înseamnă și vindecare. Deci manifestați pasiune pentru vindecare, pentru fericirea voastră. După ce ați așteptat, aha, să investiți. Eventual faceți investiții. Faceți, că șapte de spade înseamnă și investiții. Investiți în persoanele care vă aduc fericire, care se exprimă, da? Nu cele care nu se exprimă. Investiți, acționați. Dacă ați investit emoțional în viața cuiva și nu s-a manifestat până acum, s-ar putea să vedeți roadele acestei investiții. Mai ales dacă lucrați cu cei tineri, cu copii, neapărat copii, am zis tineri, pune sămânță de dragoste, de spiritualitate, de emoții în viața lor. Că, na, în secolul ăsta copiii, tinerii nu prea știu să se mai exprime. Nu este adevărul. Ho, ho, soarele. Soarele aici este asul de monede, iar așteptări, posibil, posibil. Dacă vine persoana aceasta după așteptări, după spânzurat, așteptări au fost și aici, da? Au fost și aici, posibil să fiți fericiți pentru această ofertă, posibil. Dar, repet, este foarte posibil să fie și o altă persoană care vine în viața voastră. Hai să clarificăm de ce simt, cât am vorbit. Wow! Cât am vorbit? 50 și cât? Până la oră mai am încă o carte. Așa mă lungim. Mai clarificăm spânzuratul și asul de monede. Clarificăm în poziția lor. Ia uite, 5 de manuscrise. Poate fac manifestări de eliberare. Da? Spânzuratul. Deci nu s-a manifestat acest as de monede dintr-un ego, că asta înseamnă 5 de spade. Dintr-un ego. Nu s-a comunicat, dragii mei. Textele au fost, scrisorile au fost rupte, au fost tăiate. Da? Și din cauza asta s-a manifestat amânări. Dar mai vedem și altfel. Persoana de la numărul 1. Dacă persoana de la numărul 1 vrea să-și echilibreze viața, dacă sunteți voi, vreți să echilibrați, nu cred că faceți o ofertă, cred că vreți să începeți ceva nou, un proiect financiar, un proiect practic. Dacă sunteți voi, clarificăm 5 de spade. Aveți această ambiție de a vă elibera de blocaje, de amânări, de sacrificii, că și scorpionii fac sacrificii foarte multe. Uh-huh. Așa, ce bine, ce bine. Și de a vă manifesta asul de monede, visurile, cele mai frumoase, un tigru acolo. Poate sunteți în anul tigrului, unii dintre voi, de a vă manifesta visurile. Folosiți această eclipsă de lună ca să vă faceți manifestările, eliberările. Scrieți pe hârtie, eventual ardeți toate aceste amânări, conflicte mentale, jocuri mentale. Dacă e altă persoană, adaptați mesajul, da? Vrea cu orice chip să manifeste acest vis cu voi. 9 de cupe. Oh, 3 de cupe. Asul de spirală. Blocajele astea au fost foarte intoxicante, foarte grele pentru cine l-a trăit. Dacă a fost un trio, iar a fost foarte greu pentru persoana care s-a implicat în acest trio. Oricum, și la numărul 1, dacă sunteți, vă luptați să manifestați asul de monede, o nouă relație, da? Relația visurilor voastre. Și dacă sunteți la numărul 2, după așteptări, dragii mei, dați în urmă, aveți pasiunea, asta e Marte și Martele vă guvernează, să vă manifestați soarele.
hobby-urile, fericirea. Cine e cavalerul de băte? Da. Eventual să vă manifestați independența financiară. Iar apare Marea Preoteasă. Vindecătorul. 5 de cupe. Vindecătorul care se vindecă, da, prin ceacre de decepții. Da. Eu zic că e fain. Că eclipsa asta aduce pentru mulți realizări. Pentru mulți. Ia uite. Lăsați în urmă aceste amânări. Și intrați, o, da. O, da. Intrați printr-un alt portal. Într-un portal energetic care vă duce către soare, către victorie. Nu contează cine sunteți la numărul 1. Care o fi, rămâne de văzut. 1, 2, vă alegeți cu sinceritate, nu trebuie să-mi spuneți mie. Pentru că, și să nu uit încă un ultim mesaj. Zice, primiți dragoste cu apreciere. Dacă totuși cineva vă face această ofertă, da, primiți-o, că vine după mult timp, într-adevăr. Primiți-o pentru că s-ar putea cu răbdare, șapte de spade, să vă aducă fericire, pasiune. Și chiar dacă trebuie să lăsați ceva în urmă, de la nou mai e un pas până la... Aha, da, am înțeles, dacă sunteți singuri, de la nou cu asul de monede, intrați într-o colaborare, într-o relație, într-o prietenie, da? Mergeți către 10. Da? Și veți avea pasiune și nu doar pasiune, și echilibru financiar, că se vede și aici, și trezire și tot ce vă mai doriți. Da, primiți totuși, primiți. Chiar dacă primiți un pic mai rece, că cineva totuși vă face o ofertă, am înțeles. Cineva vă face o ofertă. Încearcă să vindece o situație. Primiți. Chiar dacă sunteți un pic mai reci, comunicați și cu răbdare, încet, încet, cu putere, transformați această ofertă într-o chestie practică, da? 9, 10 și apoi regina de monede. E frumos, haideți, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Ciao, ciao!